se pare că tot în ziua a doua de adresaj, se pare că femeia încearcă să-l ducă ea pe el pe boxă, dar mie îmi convine și așa, numai să-l înveți acolo pe boxa aia. Ia uite, că afară combinat-o s-o împerecheaz, numai să nu calci afară, asta n-ar fi ok, ar fi mai degrabă ok să o calci pe boxă, să nu se înveți. Ea încearcă să-l ducă, uitați femeile cu seducție. Uitați femeile cu seducție. Tot îi povesteam la viu cum umblă ea desfăcută ca o farfurie pe aici, în curte, cu aripile desfăcute față de corp. Acum el încearcă invers, s-o care el după ea. S-o care el după el. Și pe grămadă de nisip așa să vă simți ca la mamaia. Bravo, bă! Și totuși, femeia tot încolo încearcă să-l tragă. Și îl duce. Jucăriile mele, bă. Hai că mai are un pic. Papagalul nu s-a dus după ea. Ei, și cea tamacenga deschis, dar n-are el nicio treabă cu femeile astăzi. Odată o tură de dimineață, aștept să intre în boxă să-l închid la loc. El va duce pe boxă până la urmă, că o văd în stare. Uite, cum bate boxă. Perfect. Hai și tu, fraiere. Hai. Și l-a dus pe boxă. Asta e o femeie de lucru. Uite-o. Am să încheie clipul, că nu mai bate telefonul până acolo. Dacă mai prind chestii interesante, vă țin în continuare la curent, dacă am timp să le filmez. Pa, pa!